stă scris la lege și la mărturie. În Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 2, stă scris. Iisus a chemat la el un copilaș și l-a pus în mijlocul lor. Încearcă să pătrunzi în cercul ucenicilor, să prinzi ritmul vieții lor, să descifreze trăirile și interesele din inima lor. Nu s-au putut potoli, așa că l-au întrebat pe Isus: Cine este mai mare în împărăția cerurilor? Ca răspuns la nedumerirea lor, Isus a chemat la el un copilaș. Prin această mișcare de pedagog, ucenicii se trezesc în fața unei lecții tulburătoare. Cea mai frumoasă definiție despre măreție a fost indicată prin prezența copilului. Tulburător. Isus nu a făcut apel la tratate de psihologie, la volume de teologie sau la conferințe academice. Un copil. De atât este nevoie ca să deslușim planul ceresc cu privire la salvarea noastră. Dar, dincolo de modelul pedagogic, gestul lui Isus mai descoperă ceva. Ochii lui nu-i ocolesc pe cei micuți. Copiii sunt atenția deosebită a lui Isus. În ochii Mântuitorului, un copil își are locul în mijlocul adulților. Preocupați să-i creștem mari, am pierdut din vedere că, uitându-ne la ei, acordându-le atenție, oferindu-le un loc între noi, de fapt, noi creștem mari. Într-o societate văduvită de miracolul mirării, de aromele bucuriei pure, tinerii și copiii puși în mijlocul întrebărilor, al intereselor, sau al căutărilor noastre, ne pot contamina de măreție. Ca să redescoperi bucuria astăzi, te încurajez să-ți deschizi ochii pentru copii. Dacă îi ai prin preajma ta, îmbrățișează-i și acordele atenția ta. Poți să te învețe lucruri minunate despre tine și viața ta. Dacă un copil poate fi un ajutor pentru Isus, el poate fi un ajutor și pentru tine, astăzi. De cele mai multe ori nu-i observăm. Le acordăm o atenție deficitară. Ritmul cotidian și obișnuința noastră ne-au distanțat de lumea inocentă și reconfortantă a copiilor. Acordă-le atenție și lasă-te purtat de un interes deosebit pentru ei. Iar când te rogi, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru copilașii din viața ta. Roagă-te să poți să-i observi și să le ofer un loc în mijlocul vieții tale. Fii atent cu sufletele micuțe, cu copilașii și tinerii.